Discutăm despre această ruptură la nivelul capitalei în coaliția de guvernare. În continuare cu domnul Teodor Stolojan, fost premier al României, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Stolojan! Bună ziua! Așadar, vedem o răsturnare de situație, pentru că ieri, până aseară de altfel, candidatul coaliției era Cătălin Cârstoiu, acest candidat unic, iar după 15 ore de ședințe maraton, liderii coaliției au decis, domnule premier, să meargă separat în privința alegerilor locale de la capitală, PSD cu Gabriela Firea, PNL cu Sebastian Burduja. Care sunt în aceste momente șansele celor doi, în opinia dumneavoastră, și cum era mai bine, cu un candidat unic sau așa separat? În primul rând, sigur că bine era să fi plecat de la bun început cu candidați din partea fiecărui partid politic. Asta este logica competiției electorale la locale, unde comunitățile locale se uită foarte bine la om, se uită ce anume în programele candidaților răspunde la nevoia lui ca cetățean al comunității, al Bucureștiului, în cazul nostru. Deci, prima eroare, ca să spun așa, a fost când s-a decis ca la București să mergem în coaliție. Să nu uităm că totuși București e capitala, are cel mai mare venit pe cap de locuitor din România și nu numai, oameni care pot judeca singuri și lua o decizie. A doua eroare se face acum, pentru că ce îi se impută doctorului Cârstoiu sunt două lucruri. Unul care ține de o ordonanță de urgență care a interzis managerilor de spitale să practice în alte instituții sau firme private actul medical contra plată, de exemplu, care este o prevedere absurdă. Acest lucru l-am învățat din conferința de presă a domnului doctor. Este absurd să interzici oricărui doctor, chiar și cu funcție de ministru, să salveze oameni, să practice acte medicale oriunde este solicitat. Și această ordonanță de urgență, care încă nu a fost adoptată de Parlament, trebuia modificată într-o săptămână și eliminată absurditatea conținută în ordonanța respectivă. A doua problemă a doctorului Cârstoiu trebuia dovedită că cu intenție au fost direcționați bolnavi din spitalul universitar către clinica privată. Acest lucru trebuia dovedit, ceea ce e cale lungă că a existat intenția clară a doctorului de a face acest lucru. Deci, după părerea mea, este o eroare că acum se renunță la doctorul Cârstoiu din două motive. Unu, noi tot timpul am spus și mass media a spus că dorește în politică să intre în politică oameni care au demonstrat că profesional au realizat ceva și aceasta constituie o garanție pentru o eventuală performanță bună în administrația publică. Dar deci, al doilea motiv, mă rog, este faptul că din cauza întârzierii, sigur, a conferinței de presă în care doctorul a lămurit niște probleme, sigur că a ajuns, să zicem, ținta de serviciu a întregii mass media și a partidelor politice din opoziție și a ajuns să fie cunoscut de întreaga țară deja, nu numai de municipiul București. Deci părerea mea că într-o lună de zile, făcând corectura necesară în ordonanța de urgență, doctorul Cârstoiu putea să crească foarte mult
în intenția de vot a bucureștenilor. În acest moment, domnule Teodor Stolojan, în opinia dumneavoastră, care sunt șansele reale ale lui Sebastian Burduja, pentru că este cel propus de Partidul Național Liberal pentru această funcție de primar general al capitalei, de Partidul Național Liberal, și totodată care sunt șansele Gabrielei Firea? În opinia dumneavoastră, până la urmă, cine va câștiga mandatul la primăria generală? După părerea mea, sigur că au crescut șansele lui Nicu Șordan de a rămâne primar, de a fi reales în condițiile date, pentru că mai avem doar o lună în față, o lună și câteva zile până la alegeri. Sigur că vom fi cu toții în susținerea domnului Burduja și bucureștenii vor avea de ales până la urmă între un primar care îl cunosc deja, știu ce a făcut în 4 ani de zile, între un candidat al PSD-ului care nu trebuie să vă reamintesc ce a făcut, de exemplu, a creat o ciupercăraie de întreprinderi subordonate municipiului București pentru a-i ajuta să facă un singur lucru, după părerea mea, sigur, e o opinie, și anume să poată să stabilească salarii foarte mari, ieșind de sub constrângerea salarizării pentru instituțiile publice finanțate din, direct din bugetele locale. Ciupercăraia aceea pe care Nicu Șordan a încercat să o restrângă și, mă rog, într-o anumită măsură a și reușit. Și să aleagă un om tânăr, Burduja, cu o pregătire profesională impecabilă, cu o integritate care nu a fost știrbită de absolut nimic până în prezent și care a demonstrat în cele două funcții publice, ministru cu în primul mandat și iată ministru al energiei în al doilea mandat, că poate să-și îndeplinească atribuțiile cu responsabilitatea necesară. Deci este un om tânăr, e un om care a muncit în afară României, are o viziune foarte bună despre ce înseamnă administrația publică și locală, are o gândire despre București. Sperăm că într-o lună de zile să reușească Dar să ajungă. Știți, domnule Teodor Stolojan, că mai este în cursă și Cristian Popescu Piedone, cel care vedem că stă destul de bine în sondaje, deși am văzut cum a reușit să-și angajeze toate rudele la primăria sectorului 5, acolo unde este primar. Da, după unele știri de presă, 42 numai. Da. Destul de puține, nu la câte rude are. Putea chiar mai mult să performeze mai bine. Deci părerea mea că se rescrie întreaga competiție pentru municipiul București și sigur că ar fi interesant un sondaj peste o săptămână sau peste 10 zile pentru a vedea efectele acestei restructurări a competiției pentru municipiul București. Și o ultimă întrebare, domnule premier, în opinia dumneavoastră, unde a eșuat coaliția sau este acesta un eșec al coaliției? A eșuat din primul moment în care și-a propus să meargă candidat comun la municipiul București, tratând Bucureștiul ca pe o comună.